Deci, prima întrebare sună în felul următor. Succesul depinde doar de efortul depus? Cum crezi, Maria? Eu cred că da, și de dorință. Da, foarte mult depinde chiar de efortul depus și plus la asta motivația care o ai și felul dacă crezi în tine sau nu. Dacă ți avea ocazia să o luați de la zero, ați fi oricum împreună sau totuși separat? Întrebare destul de... O fi împreună, fiindcă nu avem așa de multe fete care îți concurăm și noi suntem cele mai puternice. Nu avem de ales, așa că vrem, nu vrem, suntem împreună. Noi am încercat și simplu, dar mai multe șanse sunt în dublu. Nu știu, mi se primește mai bine în dublu. Suntem mai puternici în dublu. Care sunt dorințele voastre? Dorința e una, la ambele. Medalia olimpică, sigur. Oricum, cea mai mare dorință la momentul dat este în sport și după, sigur, în viața personală și deja vedem ce dorințe mai avem ascunse. Nu o să le spunem tuturor, a? Aveți un venit din sportul pe care îl practicați? Da, este un oricare venit și sigur venitul ăsta cât de cât ne ajută și să obținem rezultate în sport. Să nu fost venit, nu știu cât aveți să ne ocupăm cu acest sport. Dacă sunt rezultate, este și venit. Nu sunt rezultate, nu este nici venit. Adică este un salariu stabil timp de un an și deja depinde tot de rezultatul obținut. Dacă în următorul an eu nu obțin niciun rezultat, nu am salariu. La ce preț este canoa? Este un... Nu. Le spunem la ambele. Oricum, canoa este cam un sport financiar așa, bine. Da. Barca noastră dublu costă în jur la 3.000 și ceva de euro. Doar dublu. Și simplu 1.000 și ceva aproape ajunge la 2.000, acum s-a mai scumpit și la noi, nu doar la noi în Moldova, și canoa și așa. Aveți alți membri din familie care practică canoa? Nu. Nu. Prima. Da. Nu, nu. Eu în genere când am venit la canoa nici nu știam ce e asta. Nici nu puteam să pronunț în genere ca e canoa. Spuneam caca canoe, dacă serios, asta e. Aveam 12 ani când am început așa să aflu despre sportul ăsta. Așa că așa, nu puteam să pronunț bine caia canoe și... Da, a ajuns la Olimpiadă, mă închis, nu? Dar colega mea, Nașcu Maria, ea mereu să râdea de mine pentru că eu nu pronunțam corect și într-un final m-am învățat să pronunț. Ce a fost cel mai complicat la Jocurile Olimpice? Cel mai complicat pentru mine a fost primele zile, când am început competiția. Am avut emoții, așa, nesiguranță, fiindcă adversarele noastre sunt mult mai mari fizic dezvoltat și oricum asta demoralizează uneori și mi-era greu să mă concentrez la lucruri pe care le aveam de depus. Dar după primul start și a doilea, deja a fost mult mai ușor, eram mult mai încrezute și am plecat, știi, să luptăm, fiindcă asta este munca noastră și noi depunem foarte mult efort pentru asta și, sigur, ne-am dorit o participare cât mai bună. La Jocurile Olimpice, complicații nu au fost, doar emoții înainte de start, așa, cât de cât. În rest, m-am acomodat bine. A, dar și cu Olimpiada, da, această competiție am devenit mult mai puternici și încă o dată ne-am convins că nu contează fizicul. Contează foarte mult ce ai interior, puterea interioară contează foarte mult. Unde vă vedeți în 10 ani și cu ce credeți că vă veți ocupa? 10 ani. Următorii 8 ani sperăm la Olimpiadă să ajungem și o medalie să luăm. Cred că și 10 ani și familie și copii poate am avea, cine știe, Domnul știe. Sigur, nu aș vrea să fie doar asta o singură ediție la care particip, aș mai vrea. Și, desigur, viața personală, familie deja, fiindcă eu sunt așa o fire mai familistă și foarte mult îmi doresc o familie și vom vedea deja pe viitor. Aveți iubiți? Ah, mama foarte mult vrea ginere, dar nu pot să o bucur la momentul de față, nu. Iubiți, prieten, da? Da, este. 4 luni. Poate îmi găsești nici unul. Eu ți-ai să găsesc. Poate nu știu așa prin cunoscut. Ai glumesc, nu glumesc. Ești asta e găsat, chiar pe mine. Ok. Așa. Vă amintiți de prima voastră competiție în dublou? 2016. O, mamă, dragă, acolo era catastrofă, am fost calificate. Da, fiindcă am participat la europene și ne-am descalificat, fiindcă nu am mers pe culoar cum trebuie. Am puțin, da. Dar atunci am avut doar două antrenamente
în dublu și ne-au scos la start. În afară țări a fost foarte greu pentru noi. Nu știam unde plecam, așa o senzație ceva necunoscut, și dar asta este. Nu e descalificat, dar eu, în genere, în semifinală credeam că a luat locul 3, pentru că noi în semifinală am ajuns a treilea ca să concurăm mai departe în finală. Și credeam că deja suntem pe locul 3, să avem medalie. Pe urmă am aflat că mai avem încă un start și acela hotărăște tot. Da, și așa mi-a descalificat. Da. Dar nu mi-am dat bătute. Ok. Cum vă antrenați în timpul iernii? Absolut, Ken. Ca fiindcă antrenamentele sunt foarte lungi, de două ori și ceva, și ne doare foarte mult genunchiul. Avem senzația că nu mai putem și că stai foarte mult în el și foarte doare. Indiferent că ai pernuță, așa se numește, dar foarte tare doare. Și noi plângem uneori. Nu, gata, nu mai trebuie ca noi. Dar iarna noi facem diferite antrenamente, nu numai ca noi. Așa alergăm cross-uri diferite, 10-15 km, depinde de programa care o avem. În sală ne antrenăm mult cu halterea. Da, da, alergarea pentru noi e ceva tot chin. Antrenorul nostru permanent spune și nu aleargă, nu practic ca noi. De asta și sunt cantonamentele de aia și în afara țării. Dar de un face acasă, pentru noi asta încă e mai mare chin, fiindcă afară este frig, trebuie să te încoștămâni, să te îmbraci gros și mișcările nu sunt libere, nu ai. Și în primul rând mai este frica asta de apă, o mai am un pic, măcar că practic ca noi, dar frica de apă este. Aveți un scop pe care încă nu l-ați realizat? Sigur. 2024. Să ajungem acolo. Sperăm să realizăm scopul nostru. Da. La momentul de față este cel mai important scop de a obține medalia olimpică. Cine iubește mai mult somnul? Oh, ambele. În genere, când sunt așa condiții că afară este frig sau plouă, noi ambele stăm, ne odihnim, nu prea vrem la antrenament, dar trebuie. Eu nu sunt prea matinală, domnule, ferește. Ați merge peste hotare să reprezentați altă țară? Îmi pun uneori întrebarea asta, dar eu cred că cea mai mare plăcere o să avea când aș reprezenta Republica Moldova, țara în care m-am născut și este copilăria mea, părinții mei. E cu totul altceva când îți vezi drapelul și îți asculți imnul decât într-o țară străină care nu ai nimic sentimental legat de ea. Financiar ai fi sponsorizat mai bine în altă țară. Oricum și asta da, dar sufru așa emoții, sufletesc mai bine. Da, Moldova, țara mea. Când și de ce ai plâns ultima dată? Când am fost pe podium și am luat locul 2, la europene când am luat locul 1. Da, Dana? Hai, eu am altul undeva unde am plâns. Da. Nu, chiar și la Olimpiada, ultima competiție, da, la Olimpiada, când noi am ajuns în finală și am luat locul 7, tot ne-am bucurat foarte mult. Țin minte, eram pe ponton și ambele ne-am cuprins și ne-am îmbrățișat. Eu, la campionatul mondial, care a fost în Danemarca, unde am fost pe locul 4 și acolo 8 milisecunde, ne-au despărțit de locul 3. Pentru mine a fost foarte supărător, și dar asta este. Eu cred că oricare înfrângere este o lecție pentru noi și cred și știm că vom deveni mai puternici, fiindcă fiecare greșeală trebuie să o acceptăm. Și dacă o acceptăm, sigur, devenim mai puternici. Și știm la ce să lucrăm. Ce sfat ai da Daniele Cociu și Maria Olorașu de acum 10 ani în urmă? Eu la 12 ani abia am început să fac sportul, așa că... nu știu, dar cred că să mă apuc mai serios de sport, să nu îmi bloc cap pe 9 ore. Să mă gândesc mai serios la sport și la rezultatele care să le am pe viitor. Cred că asta. Sunt toată engleza, dar nu de învățat, fiindcă avea să-mi prindă bine dacă avea să învăț. Dar nici acum nu-i târziu, cred că. Eu când eram mic eram așa, mai, o fire mai timidă și... eu cred că îmi spuneam, Dana, nu fi așa. Adică foarte multe ori din cauza că eram timidă se întâmpla multe lucruri care nu-mi plăceau. Eram mai timidă, mai plângăcioasă. Să nu fiu plângăcioasă, asta. Să fiu mai sigură pe mine, cred că. Și de ceea ce fac, ce spun. Și sigur, dacă să luăm de sport, de mică practicam sportul, dar niciodată nu știam că voi ajunge ca noi, niciodată. Dar, nu știu, credeam să fiu mult mai ambițioasă, de mică, și așa mai dură cu mine. Eu cred că asta. Și
mai cu minte, chiar am așa, mai obraznică. Da, de mică, da, așa, când pe acasă, pe... nu mai ascultam de părinți, dar acum urmăriți New Media Platform.